Cel ce dă sămânță semănătorului este bunul Dumnezeu, care ne dă cuvântul potrivit, întâi și întâi pentru sufletul meu și apoi pentru fiecare dintre noi. Așa că vă aud pe voi în cele ce îmi scrieți că de fapt v-ați regăsit în ceea ce ați ascultat. Nu pot să știu ce înseamnă lucrul acesta în direct și în legătură cu experiența voastră personală, dar știu ce înseamnă cu viața mea proprie. Așa cum a spus Domnul Iisus Hristos, Scripturile vorbesc despre mine. Când citesc Scriptura, trebuie să nu uit. Când ascult cuvântul, trebuie să nu uit. Când predau cuvântul, trebuie să nu uit că Scripturile vorbesc întâi și întâi despre viața mea și apoi prin mine, către cel de lângă mine sau până mai departe. Astăzi vom parcurge împreună un drum, aș spune, care ar trebui să fie cunoscut nouă, dar aș avea marea bucurie să aud că pentru tine nu a fost un drum cunoscut. În sensul că până astăzi nu am înțeles lucrurile în acest fel. În realitate, aceasta e ceea ce marchează călătoria noastră în credință. În momentul în care ne dăm seama că un lucru atât de bine stabilit în mintea noastră și păstrat o viață întreagă, de fapt, mai avea multe valențe, mult adevăr să fie descoperit, multă lumină, multă lărgime, înălțime, adâncime, era acolo unde noi am crezut că deja avem acces la întreg. Nu, la întreg are acces doar Dumnezeu. Noi cunoaștem în parte și prorocim în parte și acest lucru ar trebui să nu fie niciodată uitat. Abia când va veni ce este desăvârșit, în El avem acces la întregul adevăr, doar în El. Și astăzi, prin harul bunului Dumnezeu, tema noastră se numește Marea Bucurie a Încercărilor Noastre. Și dacă ne aude cineva așa vorbind între noi, treaba aceasta, zice, domne, oamenii ăștia sunt zdraveni. Festus, când l-a auzit pe Pavel vorbind despre înfrânare, despre împărăția cerurilor, i-a zis, Pavele, tu ești nebun, astea sunt lucruri de om nebun, ți-ai pierdut mintea. Și mă gândesc că dacă ne-ar auzi cineva pe noi acum, învățând împreună din Scripturi, că este o mare bucurie când trecem prin încercări, ca să-l cităm pe Iacov în capitolul 1, versetul 2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Dacă ne-ar auzi cineva discutând lucrul ăsta, s-ar întreba, oamenii ăștia sunt sănătoși? Sigur că da. Un lucru nu înseamnă același, nu are același mesaj, nu are același conținut, aceeași, nu reprezintă același adevăr pentru toată lumea. Spre exemplu, Hristos Iisus pentru iudei este o pricină de poticnire sau pentru legaliști este o pricină de poticnire, pentru păgânism este o pricină de potignire, iar pentru greci și pentru lumea păgână, politeistă în general, este o nebunie lucrul acesta. De aceea să îndrăznim împreună prin harul lui Dumnezeu și sub făgăduința Duhului Sfânt, care ne va călăuzi în înțelegerea cuvântului acestuia, să îndrăznim să citim sufletelor noastre. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Încercare, cuvântul încercare de aici nu înseamnă ispită. Ispită este altceva. Este foarte adesea, în mod greșit, atribuit Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ispitirea lui Iisus. Iisus nu a fost niciodată ispitit să facă unul din lucrurile acelea care au apărut sau dispărut. El nu a fost ispitit. Niciodată nu i-a salivat lui sufletul pentru ceva care nu avea legătură cu el. Vine cel rău și în mine nu găsește nimic. Acesta e adevărul despre el. În dreptul nu vorbim despre ispită. Vorbim despre încercare. Și despre lucrul acesta vorbește Iacov în viața noastră. Acum, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. De ce începe el cu frații mei? Pentru că el a fost 30 de ani președintele bisericii în Ierusalim, în locul cel mai necat în sânge. Biserica s-a născut înnecată în sânge.
zilnic erau martiraje de tot felul, execuții, aruncări în închisoare, torturi de tot felul, răpirea averilor, dărâmarea caselor, distrugerea familiei, zilnic lucrul acesta la biserică, la întâlnirea de la biserică, niciodată nu exista atmosfera aceasta în care ne întâlnim noi de mult. Ce mai faci? Bine, acum a trecut săptămâna mare, plictiseală ea. Nu exista așa ceva. De fiecare dată se auzeau cele mai cutremurătoare vești despre cei apropiați ai noștri din dreapta sau din stânga. Atunci când o zi se încheia cu bine lucrul acesta, era un miracol. Nu era o zi obișnuită, era un miracol că s-a încheiat cu bine și așteptam ziua de mâine cu sufletul oțelit pentru că nu știm ce ne așteaptă. Și în condițiile acestea, el este președintele acestei biserici. Trece prin așa tensiuni de neimaginat. De aceea Biblia spune, rugați-vă pentru cei dintre voi care poartă răspunderi grele pe sufletul lor. Frații mei, să priviți lucrul ăsta, să priviți înseamnă să înțelegeți sau să vederile voastre cu privire la încercare, ce vedeți voi în încercarea credinței voastre, să reprezinte pentru voi motivul unei mari bucurii. Aceasta spune Iacov cu alte cuvinte. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, adică, acesta e versetul 5, adică înțelegerea relației dintre încercarea credinței și bucuria aceasta mare a sufletului, dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelegerea aceasta, nu vede legătură între încercare și marea bucurie a sufletului, se ceară de la Dumnezeu atunci. Dumnezeu spune, el aici dă cu mână largă, fără mustrare, și îi va fi dată înțelegerea aceasta. Doamne, eu nu înțeleg, eu nu văd ce bucurie poate avea Iov în mijlocul unei așa încercări. Nu pot să văd lucrul ăsta, să fiu iertată sau iertat sau... Așa spunea cineva. Dar dacă îi lipsește cuiva conexia aceasta între marea bucurie și încercarea credinței, să ceară de la Dumnezeu lucrul acesta, dar să ceară cu hotărâre, nu cu un suflet care îndoit, nesigur... Aș vrea și n-aș vrea să nu se aștepte un astfel de om să primească ceva. Un om nu vrea să înțeleagă pentru că știe că trebuie să se schimbe dacă va înțelege. Și în cazul ăsta refuză să înțeleagă. Iacov spune că a înțelege nu e o problemă de pricepere sau de intelect, în primul rând, ci este o problemă de voință. Vrei dar să înțelegi. În cazul că tu, și sunt convins că de aceea ne și auzim cu această ocazie și... ne și vedem, sens unic. Tu care ești participant aici, de aceea ai venit, pentru că tu dorești să capeți înțelegerea aceasta și dacă îți lipsește și dacă tu nu vezi nicio bucurie mare în încercările acestea, cere de la Dumnezeu lucrul acesta și vei fi surprins, așa cum și eu am trăit această experiență atât de surprinzătoare, dar cere cu credință, fără să te îndoiești deloc. Doamne, vreau să înțeleg care e legătura dintre marea bucurie de care ne chem tu pe noi și încercările credinței. Ce bucurie poate să fie acesta? Deocamdată nu văd. Aș vedea ca o pricină de suferință, de întristare, de altceva. Orice încercare pare o pricină de întristare deocamdată. Așa scrie în Biblie. Și dar contez pe tine, Doamne, și pe Duhul tău, care mă va ajuta să înțeleg legătura aceasta despre care vorbești tu aici în cuvântul tău. Să priviți ca o mare bucurie, ca o mare bucurie. Textul englez spune să priviți ca o bucurie desăvârșită. It's a perfect joy. Este o bucurie desăvârșită, adică o bucurie fără umbră în sufletul nostru, diferitele încercări prin care trecem. Aceste, cuvântul încercări are și sensul de a suferi îndelung, rezistență, anduranță, cum mai zicem noi, statornicie, o așteptare răbdătoare, care vin dintr-o răbdare binevoitoare, dintr-o statornicie pe care o inspiră credința și priviți lucrul acesta ca o mare bucurie, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare.
Nu ai cum să-L privești ca o mare bucurie când treci prin felurite încercări și câte familii greu încercate, mult suferim în multe feluri, din diverse direcții. Este imposibil să privești ca o mare bucurie lucrul acesta dacă nu știi. Nu e vorba să crezi, nu este vorba să bănuiești, ci să știi, să ai certitudinea și siguranța că, ca unii care știți lucrul acesta. Numai, suntem dincolo de etapa credinței, dincolo de aceasta. Știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Feluritele încercări înseamnă încercarea credinței, în cuvântul acesta pe care ni-l predă Iacov, fratele Domnului. Să vă bucurați, să aveți o mare bucurie, o bucurie desăvârșită, negrăită și strălucită, așa cum spune Biblia, fiindcă știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea aceasta, care de asemenea are sensul de perseverență și de statornicie. Aici este răbdarea sfinților, se traduce și aici este perseverența sfinților, perseverența stăruitoare a sfinților sau statornicia. Problema traducerilor, chiar colaborez cu Van Darnell, un profesor universitar din zona noastră, asupra diverselor sensuri pe care le are un cuvânt în Scriptură, o bogăție inimaginabilă, și slujba de traducător sau de interpret a Scripturii este incredibil de serioasă când trebuie să iei în considerare atâtea sensuri pe care le are un cuvânt și prin inspirație dumnezeiască să alegi pe acela care este cel mai potrivit. Dar avertizează în versetul 4 Iacov, răbdarea sau statornicia sau perseverența voastră trebuie să fie duse până la capăt, să lași lucrarea să se desfășoare până când ea și-a împlinit menirea ei. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Dacă Ezechiel spunea, au ieșit din foc și de aceea focul lui va arde. Adică au spus destul, nu mai pot, nu mai vreau să mai suport, am terminat și au întors spatele. Neînțelegând că, de fapt, orice încercare a vieții noastre, felurite încercări spune aici, orice încercare a vieții noastre este, de fapt, o încercare a credinței noastre. Și încercare nu este un test pe care îl face Dumnezeu ca să vadă ceva, ci este pur și simplu o descoperire. Încercarea credinței tale și a mea și a noastră a tuturor este o descoperire a adevărului despre credința ta. Cât de autentică este această credință? Chiar acum s-a anunțat că a plătit cineva o sumă foarte mare de bani pe o cantitate de aur care n-a fost aur niciodată, afară de eticheta pe care scria, dar altceva n-a fost, era ceva fals. Și lucrul acesta, încercarea credinței, are menirea aceasta de a ne da nou acces la adevărul despre noi. Nu știți, n-ați cunoscut atâta lume care a murit sănătoasă, cum s-ar zice. Era toată sănătatea, nu m-aș fi gândit, arăta așa de bine, era așa de sănătos. În realitate, într-o zonă a corpului sau un anumit organ era pe numărătoare inversă de mult și au fost ultimele 3, 2, 1 punct și s-a terminat. În timp ce părea așa de sănătos. Și credința noastră poate să experimenteze o astfel de evoluție, astfel de suferință, o evoluție negativă, aș spune, în sensul că ea coboară și pierde și pierde continuu, sau poate să crească așa cum cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă pe noi, prin această încercare. Încercare nu este nu sunt simplele analize medicale, ci este acel test real care produce, pe de o parte, adevărul despre credința ta și, pe de altă parte, vindecarea sau nobilarea credinței tale. Nu e simplă informație cu privire la credința noastră. Aș vrea să dăm atenție fiecărui cuvânt pe care Iacov îl spune aici. Ca unii care știți lucrul ăsta, pentru că știi așa ceva. E adevărat, când ești la dentist, doare, dar știi că după aceea vei putea zâmbi liber. A fost destul timp când ai zâmbit cu mâna la gură sau te-ai chinuit sau ai râs cu gura închisă, pentru că a fost o situație. Acum suferi lucrul acesta pentru că știi că te așteaptă
după treaba aceasta te așteaptă eliberarea. Și privește acest fel de suferință constructiv, nu destructiv. El, dentistul nu este acolo pentru distrugere, pentru a provoca dureri, ci este acolo tocmai pentru a lua aceste dureri și a reda libertatea. Priviți ca unii care știți ce face încercarea în dreptul credinței voastre, bucurați-vă de lucrul ăsta. Nu priviți, spune Petru, ca pe ceva ciudat care a dat peste voi. Bucurați-vă că a venit, bucurați-vă. Și când spune felurite încercări, fiecare dintre noi este încercat, este probat, este condus la întâlnirea cu adevărul despre el dintr-o perspectivă unică și personală, pentru că suntem atât de diferiți și atât de expuși, aș spune, primejdiilor care sunt tot atât de variate, cum este variată și specia noastră în fel și chip. Știți că produce răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, nu trebuie să întrerup procesul, nu trebuie să sar de pe scaunul dentistului, nu trebuie să te dai jos de pe masa de operație, ci trebuie să lași ca lucrarea, ca răbdarea să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, ca să fiți întregi, ca să nu duceți lipsă de nimic. Este un singur cuvânt, dar e spus de trei ori din trei direcții, ca noi să înțelegem însemnătatea între sigilarea vieții noastre, adică desăvârșirea vieții noastre, și felul cum noi trecem prin aceste încercări. Încercarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Mulți oameni și-au pierdut răbdarea cu puțin înainte de a nu mai fi nevoie de ea. Adică Saul aduce jertfă când Samuel era după colț. Și totdeauna când suntem cel mai aproape de rezolvare sau de a ieși din încercarea aceasta, atunci ispita se intensifică și mai tare și mai tare, pentru că cel rău știe care puțină vreme și atacă cu o energie teribilă atunci, ca să prindă acele ultimele momente în care noi trebuie să fim cei mai credincioși, cei mai plini de pace, cei mai plini de încredere că toate aceste lucruri lucrează împreună spre binele și binecuvântarea credinței noastre. Credința noastră va ieși sănătoasă, va ieși întărită, va ieși nouă și plină de vigoare din încercarea aceasta. Aș dori să mergem mai departe și să urmărim unul din efectele încercărilor noastre. Primul, cel mai însemnat dintre toate, este demascarea. Demascarea, pentru că în noi există lucruri despre care avem anumite convingeri. Credem că suntem pe cale bună, credem că suntem într-o stare bună, credem că este bine ce facem, credem că este un lucru aprobat de Dumnezeu, credem una sau alta și nu știi. Și nu știi că este chiar opusul. Dar ceea ce face încercarea credinței, ea demască, smulge masca de pe fața acestui fals, pretins bine din viața noastră. Este o experiență plăcută? Nu. Nu este o experiență plăcută, dar este o experiență sănătoasă. Este o experiență binecuvântată. Indiferent care ar fi rușinea, indiferent care ar fi pierderea, indiferent care ar fi suferința de un fel sau altul, adevărul este mult mai scump decât orice formă de înșelăciune care ar oferi o satisfacție falsă de altfel, care n-ar mai fi trăită în cazul că s-ar ști adevărul, și satisfacția aceasta trece odată cu senzația aceea care nu este adevărată. El demască. Ziua Domnului, scrie Scriptura, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Demascare. Va fi dată pe față. Ziua Domnului, care înseamnă și ziua încercării, o va face cunoscut, că se va descoperi în foc, se va arăta în foc, în focul încercării. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea lui va fi arsă, 1 Corinteni 3:15, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit,
ca prin foc. Adică focul acesta l-a ajutat să vadă că lucrarea vieții lui nu este, cum credea el, bogat, îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Nu este așa, ci din potrivă e ticălos, nenorocit, sărac, urb și gol, și în cazul acesta s-a prăbușit totul, așa cum spune poetul Benone Burtescu. În încercarea credinței, lutul se prăbușește, aurul strălucește și mai tare, în același foc. Și lucrarea va fi arsă, dar el va fi mântuit tocmai datorită acestui foc, fiindcă lucrarea lui prăbușită și dovedită că nu este lucrarea lui Dumnezeu și nu a fost trimis de Dumnezeu într-o astfel de lucrare, ci din cu totul alte motive. Lucrarea aceasta nu poate să constituie un sprijin pentru el cu care să vină înaintea lui Dumnezeu și să spună: Doamne, Doamne, noi am făcut. Nu se poate așa ceva. Atunci se prăbușește această întăritură de pământ și omul acela e mântuit prin focul acesta. De aceea trebuie să privești ca o mare bucurie, chiar dacă s-a prăbușit tot ce ai construit tu, care a fost mai degrabă produsul firii decât al iluminării dumnezești sau al providenței sale. Încercarea credinței voastre, credința voastră care este cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, încercarea aceasta va avea ca urmare lauda, slava, lauda, bine, rob bun și credincios, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Încercarea credinței, care deocamdată pare o pricină de întristare, dar care trebuie să fie o mare bucurie pentru sufletele noastre, pentru că știm rostul ei, știm rostul și lucrarea ei în mâinile lui Dumnezeu în viața noastră. Petru se întoarce către frați și le spune: prea iubiților, nu vă mirați de cercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi, este 1 Petru 4:12. Nu vă mirați de așa ceva, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Doamne, ce-a mai dat peste mine? Nu dă nimic peste tine, nici un fir de păr de pe capul vostru nu cade să dea peste tine, a dat peste tine ceva și a... Nu, este clar că Dumnezeu, care a dovedit iubirea lui la o așa cotă, la o așa înălțime, nu ar lăsa la voia întâmplării să dea ceva peste tine. Uite ce a dat peste mine. Nu, nu trebuie să priviți ca ceva ciudat care a dat peste voi. Din potrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos. Lucrarea de mântuire nu este o lucrare de spectator, ci este una de participant. Particip la așa ceva. Ești părtaș al suferințelor lui Hristos. Ai fost răstignit împreună cu El, ai fost îngropat împreună cu El, ai fost înviat împreună cu El, ai fost înălțat împreună cu El și împreună cu El locuiești în locurile cerești. Este participativ. Și de aia spune Petru Apostolul: nu priviți cu mirare o încercare de foc, pentru că ea nu e altceva decât participarea voastră, trăirea vieții lui Iisus în care ați crezut. A crede nu este ceva pe un ecran, vedem și eu cred treaba aceasta, ci este ceva trăit. Noi înșine trăim lucrul acesta. Bucurați-vă, dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi! Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Nu trebuie să fie un alt motiv. Nimeni să nu sufere ca hoț sau ca unul care, ca un făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Vezi că te amesteci. Unde te-a invitat omul ăsta să faci treaba asta? Nu, te amesteci. E un lucru primejdios. Din potrivă, dacă sufere pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Of, Doamne, că dacă nu eram aici, păi tocmai pentru aceasta, aceasta e o demnitate înaltă, a fi numit după numele Lui, a fi împreună moștenitor cu Hristos, tuturor celor ce L-au crezut le-a dat dreptul să se facă copiii lui Dumnezeu. Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, ce au de făcut? Să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor, nu temperamentului lor, nu împrejurării, ci mi-ncredințez sufletul în mâinile tale, Tată, și să facă ce este bine. Felul cum vreau să răspund eu la această încercare, este bine lucrul ăsta? Nu. Am două lucruri de făcut. Să mi-ncredințez sufletul binecuvântatului și credinciosului
ziditor și să fac ceea ce știu că este bine. Adică să tac acolo unde trebuie sau să vorbesc ceea ce trebuie și când trebuie și cât trebuie și cui trebuie, condus de Duhul lui Dumnezeu, nu de firea noastră pământească, nu reacționând la ceea ce se întâmplă, ci răspunzând în Duhul Sfânt situației sau condiției respective. Ferice va fi de voi când oamenii vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate despre voi. Chiar suntem fericiți când se întâmplă așa ceva? Sau nu poți să dormi toată noaptea, te chinui că auzi ce a spus despre mine? Bucurați-vă că mare este răsplata voastră în ceruri. Dacă ați crezut pe Dumnezeu cu adevărat, vă bucurați de lucrul acesta. E greu totuși. Nu știu cum să facem. Păi nu e nevoie de făcut nimic. Problema este unde te uiți. Dacă îți plângi de milă, dacă un lung cortegiu funerar al unor stări de lucruri pierdute și din cauza una sau alta e una, și dacă îți ațintești privirea la Domnul Hristos, este cu totul altceva. Uitați-vă la El, la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire atât de mare față de sine, și atunci împotrivirea pe care o suporți tu sau batjocura pe care o suporți tu devin chiar nimic în comparație cu lucrul acesta. Uite-te la El, la felul cum a răspuns El, n-a deschis gura, spune Petru. Uitați-vă la El, El v-a dat o pildă cum să suferiți. Așa se sufere biruitor. Sigur că se poate suferi oricum, dar a suferi biruitor înseamnă să calci pe urmele suferințelor Lui. El n-a deschis gura. Se întâmplă deci câteva lucruri pe care ar trebui să le marcăm în urma încercării credinței noastre. În primul rând, te ajută să te cunoști pe tine însuți. E nevoie de lucrul ăsta. Ce ar însemna să intri în marea și greaua încercare a vieții tale fără să știi că, de fapt, funia credinței tale, de care se presupune că te vei prinde și vei trece peste prăpastie, funia aceasta este putredă? Ce ar fi să-ți dai seama tocmai acolo? E prea târziu să constați lucrul acesta. E prea târziu să vezi în mijlocul oceanului că barca-i spartă. Ea te ajută să te cunoști. Să te cunoști, să știi adevărul despre tine, înainte de a intra într-o criză în care condiția ta actuală nu va supraviețui. E un mare binecuvântare dacă ai cunoscut adevărul acesta dinainte. Al doilea lucru este vindecarea. Ai trebuință de vindecare. Dar, sigur, omul care nu recunoaște că e bolnav, n-are sens să mai vorbim cu el despre vindecare. Primul pas nu e îndeplinit, al doilea n-are rost să-l discutăm. Dar dacă, într-adevăr, ne-am dat seama că avem o suferință în credință, dacă ne-am dat seama că avem o suferință în temperamentul nostru, avem o suferință în felul cum vedem lucrurile, cum ne relaționăm cu oamenii, cum ne adunăm la biserică, dacă ne dăm seama că avem această suferință și dacă dorim din sufletul nostru vindecarea, ea ne este dată. Prin chiar cercetarea aceasta pe care o face Duhul lui Dumnezeu, nu ca să informeze pe Dumnezeu cu date cu privire la starea sănătății noastre duhovnicești. Nu, Dumnezeu nu are nevoie de aceste informații. Aceasta a venit din păgânism și s-a crezut că Dumnezeu încearcă pe oameni ca să vadă cum sunt, dacă sunt credincioși sau nu. Aceștia sunt idoli sau zei muți de piatră, de lemn. Nu Dumnezeu. Pentru el, păcatul nimănui nu este o surpriză. Pentru Iisus nu a fost o surpriză păcatul lui Petru. Nu, i-a spus dinainte și la ce oră va păcătui. Cu atât mai mult detaliile pe care Petru le-a văzut și le-a trăit. Deci nu e vorba de a informa pe Dumnezeu prin încercarea noastră. Este vorba de a reconsidera vederile noastre proprii despre starea noastră. Sunt bogat, sunt așa. Astea-s vederile noastre despre noi. Și acum Domnul pune la încercare aceste lucruri prin confruntarea cu adevărul și spune nu numai că nu ești cum crezi tu, dar ești cum nu crezi. Dacă ți-a spune ceva, n-ai crede, dar ascultă cuvântul acesta. Și produsul final al încercărilor noastre este binecuvântata creștere în încrederea în Dumnezeu. Ați observat care a fost suportul biruinței lui David, argumentul pe care l-a adus el când i-a fost pusă nenorocirea confruntării cu Goliat? Cine se poate? O armată întreagă se ascunde în tranșee, n-are curaj nimeni să sufle când vorbește omul ăsta. Tu ești un copil, ce știi tu?
dar el se reazemă pe faptul că a cunoscut protecția brațului lui Dumnezeu în astfel de încercări, cu leul și cu ursul, a cunoscut pe Dumnezeu. Acesta e rostul, școala aceasta a încercărilor, are rostul de a ne descoperi nouă pe Dumnezeu și de a crește încrederea noastră în el, și el face apel la așa ceva. Mă încred în Dumnezeu care m-a ajutat în cutare împrejurare și în cutare împrejurare, și bazat pe lucrul acesta a îndrăznit. Cel mai de folos lucru într-o încercare ne va fi ancora credinței noastre în Dumnezeu. Aș vrea să împart cu voi ce mi-a spus un prieten. Mă sună un prieten, Licuță. Niculoiță, situația e foarte rea. De ce, Licuță, care este situația? Mi-a spus că am două artere înfundate la inimă. Și este rău că ți-au spus lucrul ăsta? Băi, Niculoiță, păi cum adică atâta lume a murit fiindcă n-a știut treaba aceasta? Tu faci parte dintre cei binecuvântați pentru că știi. Este un har mare că ai știut lucrul ăsta. Te-ar fi costat viața să nu știi așa ceva. Dar sigur că Dumnezeu nu descoperă așa ceva cu forța cuiva. E cineva care chiar nu vrea să știe adevărul. Ahab spune, nu-mi place de Mica, el îmi spune adevărul, nu-mi place, mie nu-mi place adevărul, mie îmi place cum vorbesc cu oamenii ăștia, de ei îmi place și merg cu ei. Bine, dar mergi la moarte, nu vreau să aud în partea aceea, a refuzat. Și vorbeam cu prietenul meu, zic, nu înțelege greșit rostul, zic, este un mare har faptul că ți s-a spus așa ceva. Ai fi trăit și ai fi murit fără să știi și din cauza că nu știi. Dar pe cel care dorește cu adevărat să știe adevărul despre el, bunul Dumnezeu îi va deschide, omului acestuia îi va deschide ochii și ferestrele spre lumină și va ști adevărul despre sine. Pe Petru nu l-a salvat încrederea lui în sine și nici raportul vieții lui de până atunci. L-a salvat tocmai descoperirea adevărului despre el. El jura că nu are sânge de trădător în el și Iisus i-a spus, nu am. Lucrul acesta nu trebuie privit ca un blestem sau ca o nenorocire, dar să știi că ai așa ceva, adică ai sânge de trădător. În noaptea asta, uite, se va întâmpla acest lucru. Aceasta era încercarea credinței lui Petru. Petru nu ar fi avut nevoie să treacă pe acolo dacă ar fi crezut pe cuvânt pe Iisus, dar nu l-a crezut pe cuvânt. Semnul biruinței. Ferice de cel ce rabdă ispita, Iacov 1:12. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Ferice de omul acela, spune Iacov. Nu e nicio nenorocire, este o fericire, încercarea credinței voastre. Dar acum aș vrea să notez pe o bucățică de hârtie. Semnul biruinței nu este suferirea răului, ci este supraviețuirea bucuriei și a iubirii. Acesta e semnul că ai biruit în încercare. Bucuria ta a supraviețuit, ne bucurăm și în necazurile noastre. Și iubirea ta a supraviețuit chiar pentru vrăjmașul tău. Și ai cântat împreună cu omul insuflat de Dumnezeu, o crește-mi iubirea. În împrejurări atât de grele. Roman 5:3. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre că știm, din nou, știm, nu e vorba, credem sau bănuim sau posibil, probabil, nu, știm. Știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Știm acest lucru, acesta este procesul. Normal că diavolul nu a încercat să-l ispitească pe Petru cu gânduri bune, nici de cum. Dar Dumnezeu transformă încercarea aceasta și o întoarce spre binecuvântarea celui care iubește pe Dumnezeu. Yes, aș vrea să... Răbdarea aduce biruință în încercare. Statornicie aceasta, nu te grăbi, nu-ți pierde răbdarea, nu te neliniști. Încrede-te în cel ce conduce barca, indiferent ce fel de furtună este alături. Ei au luat pe Iisus cu ei în barcă, dar nu au luat atitudinea lui Iisus. Acolo, aici erau ei chemați. Nu-i de ajuns să ai pe Iisus în familie sau în biserică, ci în inimă. Adică Duhul lui, felul lui de a trăi, să fie viața ta. Hristos trăiește în mine, spune Pavel. Notați, vă rog, lucrul acesta. Însă nădejdea aceasta,
nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aduce nădejde, bun, dar nădejde de două feluri. Este nădejde înșelătoare și este nădejde adevărată. Nădejdea aceasta despre care vorbește Pavel, ne bucurăm și în necazurile noastre pentru că avem această nădejde. Nădejdea aceasta nu înșeală. De unde știi că nu este înșelătoare? De ce nu pui la încercare orice lucru? Pe voi înși vă cercați-vă. De ce nu supui orice gând ascultării de Hristos? Ia-l captiv și du-l în fața lui Hristos. De ce iei lucrul ăsta ca fiind bun de la sine, fără să-l încerci? De unde știi tu că nădejdea pe care o ai tu nu este o nădejde înșelătoare? Iată de unde știi. Iată semnul, așa cum este plină Scriptura. Semnul este că dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre. Într-o astfel de nădejde, care este plină de dragoste, aceea este adevărata nădejde, aceea este nădejdea care nu înșeală. Pentru că tu te cercetezi pe tine continuu, ești sub încercarea aceasta a credinței în permanență, sub această scrutare în Duhul Sfânt la ceea ce se întâmplă, la felul cum răspunzi, păstrezi un ochi deschis asupra propriei tale vieți, atunci tu pui și duhurile la probă, cercetezi duhurile și vezi dacă este un duh al lui Dumnezeu acesta sau este un duh demonic și pui la probă pe cei care zic că sunt apostoli și nu sunt. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi. Nu numai că nu te asociezi cu ei, ai un chin sufletesc într-o astfel de companie. Știu că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Și ai găsit mincinoși, Apocalipsa 2:2. Acest lucru constituie o expresie a aprecierii lui Dumnezeu într-o viață de om care se cercetează pe sine, care cercetează, pune Doamne o strajă gurii mele, pune Doamne o strajă ochilor mei, pune o strajă gândurilor mele, pune o strajă vieții mele, Doamne, și pentru ceea ce are acces către inima mea și pentru ceea ce izvorăște din inima mea. Pune, Doamne, o strajă acolo. Cine și cum, de unde, care este trestia de măsurat, care este unitatea de măsură, etalonul, zicem noi? Când ți se spune că ai zahărul atât în sânge, e mare sau e mic, sau ai grăsimea atâta, sau ai colesterolul atâta, ți se spun aceste lucruri în funcție de un anume standard. Există un standard și dacă e mai mult sau mai puțin, e în funcție de acesta. Dar în ce privește viața noastră duhovnicească? După ce cunoaștem noi dacă este negativ sau pozitiv ce se întâmplă? Care este unitatea de măsură? Propriile noastre gânduri, propriile noastre vederi, după părerea mea sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, după părerea mea. Dar, spune cuvântul lui Dumnezeu, adevărul nu este legat de părerea ta despre tine. Adevărul bate la ușă, ai vrea să-l știi, da, nu e adevărat ce crezi despre tine și este adevărat ceea ce nu crezi și te juri ca și Petru, orice ar fi pe lume, nu poate fi adevărat lucrul acesta. Trebuie să te supui revelației lui Dumnezeu cu bunăvoință, indiferent cât de amar ar fi această revelație, Petru a plâns cu amar, dar trebuie să te supui adevărului revelației lui Dumnezeu despre tine. Cine este dar etalonul nostru și cine este proba noastră de foc, încercarea de foc a credinței noastre? Luca 12:49, eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Iisus este proba focului pentru viața ta. Nu este un cod de legi, nu este o constituție a unei grupări religioase, o tradiție, un fel de a fi al oamenilor, cultura vremii și locului. Nu, acestea nu constituie măsura. El este trestia de măsurat. Vreau să aprind un foc pe pământ. Ce este focul acesta al încercării? Este ceea ce luminează și produce acel adevăr pe care nu l-aș cunoaște altfel despre mine decât în lumina și prezența acestui foc sfânt care este Isus. El este acela care luptă cu ceea ce este rău în noi, El este acela care descoperă starea noastră și El este acela care ne așează într-o stare după voia lui Dumnezeu. Numai în prezența Lui ne putem ști cu adevărat coordonatele.
În altă parte avem o voce străină, care s-a dovedit, fără niciun fel de excepție, a fi greșită întotdeauna. Uitați-vă cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima. Uite-te prin ce trec, uite ce mi se întâmplă. Nu trebuie să te uiți la acestea și nici la acesta, ci trebuie să te uiți la el. Uitați-vă la cel ce a suferit, că altfel îți pierzi inima dacă te... Uitați-vă la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Nu mai pot, nu, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Nu mai pot, nu există în legătura noastră cu Dumnezeu, datorită faptului că harul meu îți este de ajuns. Cât îți trebuie? 99%, ai de ajuns har de la Dumnezeu, 80%, 70%, atâta îmi lipsește sau atâta, nu are importanță, ai de la Dumnezeu har de ajuns. Dacă nu biruiești, este pentru că nu vrei să biruiești. Dacă păcătuiești, este pentru că vrei să păcătuiești. Dar harul lui Dumnezeu este de ajuns pentru mine ca să nu am niciun fel de scuză niciodată, ca să astupe gura tuturor oamenilor. Și cât de adevărat este lucrul acesta, probat de atâtea ori în viața și ființa noastră. Acolo unde ai zis tu, nu, eu nu mai pot, s-a dovedit că un altul, în aceeași condiție ca și tine, trecând prin aceleași lucruri, acela a putut. Ceea ce arată că este adevărat cuvântul pot, totul în Hristos care mă întărește. De aceea vreau să uitați-vă cu luare aminte la cel ce a suferit. Acesta este etalonul. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. În lumina acestui foc al încercării credinței noastre, ne vom bucura de cenușă și de orhidee. Unele lucruri din viața și ființa noastră vor fi încurajate spre creștere. Am găsit de bine, a spus Domnul Iisus Hristos, că te cercetezi pe tine, ai cercetat pe cei care sunt găsit, că sunt apostoli și nu sunt, am găsit, dar ce am împotriva ta este că sunt orhideele caracterului frumos, edit de Duhul Sfânt în noi, care sunt încurajate prin prezența Lui și prin focul cercării Lui și este cenușa. Mă bucur că anumite lucruri în viață s-au transformat în cenușă când l-am cunoscut pe El. Și noi nu suntem singuri. Chiar și cel mai credincios om de pe pământ a trecut pe aici. Iov, nu este nimeni ca el pe pământ. El avea anumite păreri despre sine, avea anumite păreri despre Dumnezeu, dar atunci când a fost confruntat cu focul încercării lui, care e descoperirea prezenței lui Dumnezeu, noi nu suntem confruntați cu o lege scrisă pe pietre, ci suntem confruntați cu o inimă care a spus legea ta este în fundul inimii mele, cu caracterul și cu viața Domnului nostru Iisus Hristos. Atunci când Iov a fost confruntat cu aceasta, toată părerea lui despre sine, toate pretențiile lui, toată părerea lui despre Dumnezeu, totul s-a făcut cenușă și aș vrea să mergem un pas mai departe decât la simpla formalitate fizică, mă pocăiesc în cenușă. Nu, e vorba de un mesaj duhovnicesc. Tot ce am crezut până astăzi s-a făcut și s-a transformat în cenușă. Te sfătuiesc, spune Domnul, să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești. Acea credință încercată prin focul prezenței Lui, prin focul curățitor și prin focul strălucitor al iubirii lui Dumnezeu față de viața noastră. El e prea bun și prea sfânt ca să acopere sau să vopsească vreun rău sau vreun neajuns din viața noastră. Și este atât de bun, atât de iubitor, încât cea mai mică sclipire de bunăvoință din partea noastră aduce un zâmbet pe chipul Lui și ne încurajează prin prezența Lui, ne întărește în credință. Să cerem dar lucrul acesta astăzi de la El și așa cum ne-a spus, dacă vă lipsește înțelegerea aceasta cu privire la încercare, cereți-o de la Dumnezeu.
El o va da cu mână largă și fără mustrare. E știut lucrul acesta. Nu vă îndoiți de aceasta, spune Iacov, credeți din toată inima, nu fiți între și între omul acela să nu se aștepte să primească nimic. Fiți cu toată inima și nu vă temeți de descoperirea pe care Dumnezeu ți-o va da printr-o încercare sau alta cu privire la tine. Este o descoperire pe care nu are cine să ți-o dea afară de Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu îți descoperă tainele sufletului tău, este pentru că te iubește. Pentru că vrea ca tu să ai acces la adevăr și nu vrea să te vadă disperat în ziua încercării, încercând tu să te ții de o sfoară care de fapt era arsă și putredă. Nu, ci El vrea ca să fie, vrea să întărească și mai mult credința ta, încât ea să fie ca o ancoră care pătrunde dincolo de perdeaua din templu și se prinde de cineva care este acolo și slujește, adică de însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Să cerem împreună lucrul acesta de la El. Tată, în numele Domnului Iisus, venim înaintea Ta și îți mulțumim că astăzi Tu ne oferi nouă darul acesta al înțelegerii și înțelepciunii în ce privește încercarea credinței noastre. Dorim din toată inima, Doamne, Tatăl nostru, să căpătăm această înțelegere a cuvântului Tău. De aceea Te rugăm în numele Domnului Iisus, Tată, pentru făgăduința aceasta nespus de mare și scumpă, dă-ne această înțelepciune, dă-ne acest fel de credință, dă-ne întotdeauna această apă a vieții în orice privință. Și fă, Doamne, ca această credință încercată prin foc, în felurite feluri, această credință să nu cedeze în furtună. Te rugăm și pentru cel cu credință slabă, și pentru cel care acum pornește pe cale, și pentru cel care este cu mâna pe clanță și vrea să plece. Te rugăm din toată inima, Doamne, Tatăl nostru, cum ne-ai făcut pe noi părtași darului acesteia, te rugăm și pentru prietenii noștri să faci același lucru și pentru ei. Ne închinăm și îți mulțumim prin Domnul Iisus. Amin.